Capitolul al 8-lea, în care vom lua parte la memorabilele evenimente ce vor avea loc în grădina de Zarzavat. În timp ce în poian avea loc amintita ședință, Emanuel, după ce se plimbase cu mistrețul Benedict, simți că îl ia cu foame. Gustare, dar prânzul este prânz. Să nu le încurcăm. Le încurci odată, le încurci de două ori, până într-o bună zi când te trezești cu o boală de stomac de toată frumusețea. Și cum devisa iepuroiului era că numai tu însuți și dușmanii au grijă ta, Emanuel, gândindu-se că la acea oră poate și dușmanii lui luau masa, o luă în pas grăbit spre grădina de Zarzavat. Ajuns aici, trecu nepăsător pe lângă sperietoare și, de-abia după ce se tolăni printre verze și începu să mestece tacticos o frunză, îi spuse acesteia: Salut, pocitanie! Gustoase verzele, gustoase, a? Ia să vedem și noi! Tii, da bune-s! Ce frunze grase și gustoase! Nu sta și te uita la mine cum mănânc! Vorbește! Te-ai gândit la vorbele mele? Cum rămâne cu simțul datoriei? Parcă nu te mai uiți așa de cruciș ca data trecută, da. Asta nu înseamnă că îți faci datoria, nu? Mi s-a părut mie sau ai dat din cap în semn că ești de aceeași părere cu mine? Oricum, ar trebui să-ți fie rușine de harnicul gospodar care te-a pus să-i păzești aici rodul muncii lui, dar tu ce faci, a? Nici acum nu vrei să spui nimic? Cred și eu că nu-ți convine discuția. Știi ce ți-aș face? Zău, când vine să renunț la abonamentul la cantina asta și să mă duc la grădinar, să-i spun cum înțelege pasnicul în care el are atâta încredere să-și facă datoria. Spune, ți-ar plăcea? Tot nu spui nimic? Pocitanie, știi ce cred eu? Că tu nu poți să vorbești. Dintr-o dată, minune, sperietoarea dădu din cap. Însemn că nu e de acord cu cele afirmate de iepuroi. Asta e acum, făcu Emanuel vizibil miră. Cum, mă? Tu vrei să-mi spui că poți vorbi? Spuneam eu bine că parcă ai privirea mai inteligentă de la ultima noastră întâlnire. Șmecherule, asta mi-erai careva să zică. Ia zi-mi tu un cuvânt, să văd că nu te lauzi. Alice, spuse dintr-o dată sperietoare. Bravo, domnule, bravo, zise Emanuel încântat. Numai că se pronunță corect Alice. De asta dau hoții ia m-am varză, că dumnealui e cu gândul la fete, hoțomanule, auzi la el, Alice. Nu Alice, îl contrazise sperietoarea, ci așa cum ai auzit, Alice, fiicele doamnei Pușcă. Spiritualule, na, că mi-ai stricat toată buna dispoziție. Ce-ți veni, mă, când vocabularul are mii de cuvinte, să-l spui pe cel mai urât? Nu puteai să zici și tu varză, morcov sau alt cuvânt la fel de frumos? Dintr-o dată, sperietoarea întinse o mână cu care îl apucă pe Emanuel de urechi, iar cu cealaltă își scoase masca de pe față. Și cine credeți că era? Grădinarul. Vai, domnule grădinar, dumneavoastră, ce surpriză, spuse Emanuel simțind brusc cum transpiră. Deci ăsta mi-era Emanuel, băiatule. Cum spuneai? Asta e cantina ta? Vai, domnule grădinar, dar vă știam cu simțul umorului. Nu știi și iau glumă? Trebuie să iau o glumă, totul. Mă tot întrebam eu, cine-mi strică bunătate de verze, dar nici să-mi treacă prin minte că ai putea fi tu, știindu-te atât de sperios. Când m-am pomenit la poartă cu o întreagă delegație, care mi spune că nu se mai poate trăi în pădure de frica ta, bineînțeles că la început am râs, dar când i-am văzut cât erau de serioși... Delegație? Ce delegație? Întrebă Emanuel. Păi, ursul, lupul, vulpoiul, ariciul și bursucul. Bârâcioșii! Nu se putu abține iepuroiul. Ia, arătați-vă fraților, strigă grădinarul.
Să vedem noi ce facem cu Emanuel al nostru. Din tufe începură să apară ursul, urmat de vulpoi, de arici, apoi veneau lupul și bursucul. În urma lor, minune, se strecura îngușterul prudent, care, simțind că va asista la evenimente importante, se ținuse după ei, renunțând la piatra lui cea caldă, iar în aer, făcând gălăgie, fâlfuia gaița Rita. Hai, hai, veniți, veniți! Apropiați-vă, le spuse grădinarul, văzându-i cu câtă prudență se apropie. Da, îl țineți bine? Nu mușcă? Fiți fără grijă, de-ați înainte, va fi băiat cu minte. Ei, ce spuneți să facem acum cu Emanuel? Îi întrebă apoi grădinarul. Păi, să-l legăm de stejarul cel gros și să-i tragem o mamă de bătaie, începu vulpoiul. Ia mai taci din gură ta labă, interveni ursul. Să nu te leg eu și să te altuiesc, că toată povestea asta de la tine a plecat. Dacă îl lăsai în pace, nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat. E, asta așa e, fu și lupul de acord. Altădată să nu te mai legi de el, auzi? Eu zic să ne promită Emanuel, spuse ariciul, că de azi înainte va fi din nou băiat de treabă. Știu că dacă promite ceva, se ține de cuvânt. E, Emanuel, ce zici? Îl întrebă grădinarul. Bine, bine, promit, că parcă astea-s condiții să-mi exprim o altă părere. Odată cu promisiunea lui Emanuel, toți răsuflară ușurați, după care, uitându-se unul la altul, izbucniră cu toții în hohote de râs. Râdea ursul ca lancea malacu, ținându-se cu laba de cap. Râdea lupul fioros, cel cu trup armonios. Râdea vulpoiul talabă, zguduindu-se din toată ființa. Hohotea ariciul, ținându-se cu lăbuțele de burtă. De atâta râs, gaița Rita uită că pentru a mai zbura mai trebuie să dea și din aripi, așa încât căzu ca o piatră drept pe cucuiul ursului. Strigând de durere cât îl țineau puterile, calancea malacu apucă de jos primul băț care-i căzu la îndemână, de altfel teribil de noduros, și aruncă cu el după gaiță, care se feri în ultima clipă, salvându-și penele. Descriind o curbă perfectă, bățul se opri drept între urechile lui Emanuel. Iepuroiul, după ce cu greu și-a redobândit echilibru, a simțit din nou așa ca un foc care îl mistuie pe dinăuntru și dintr-o dată a început să tremure, dar ce tremurat, se clătinau munții, nu altceva. Frica pe care o pierduse i-a revenit dintr-o dată. Câteva clipe s-a uitat năucit în jurul lui, fără să înțeleagă cum de-a ajuns în mijlocul dușmanilor lui de moarte. Uitase tot, toate glorioasele lui peripeții. Nu-și mai amintea nimic. Știa un singur lucru, că trebuie să dispară cât mai repede. Când ursul a scos un urlet de durere, Emanuel a țâșnit dispărând de parcă nici n-ar fi fost și nu s-ar fi oprit decât la căsuța lui, unde s-a încuiat cu trei lacăte. Când a doua zi de dimineață s-a întâlnit pe cărare cu vevericii Bos, care nu era la curent cu noutățile, și acesta l-a întrebat dacă i-a lăsat în pace pe vulpoi, pe lup și pe urs, fără a-i răspunde nimic, Emanuel s-a întors și a plecat spunându-și că vevericii a nebunit. Auzi la el idee, eu să fugăresc un vulpoi, un lup și un urs. Săracul vevericii! Aceasta a fost povestea, dragii mei. Sper că v-ați bucurat!